Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În episodul de azi voi arăta cum realizăm filtrele de pe ieșirile acestui kit de amplificare audio în clasă D cu TPA 3116. Am mai prezentat un asemenea kit identic, însă a fost ars din vina mea. Motivul cumpărării acestui amplificator cu TPA 3116 este de a face pe viitor o serie de episoade în care să fac niște comparații între mai multe amplificatoare de putere medie în clasă D. Înainte de a trece la realizarea practică a acelor filtre de pe ieșirea acestui kit cu TPA 3116, să vi le prezint pe repede înainte. Primul și cel mai important filtru este filtrul LC trece jos, low pass filter, format din chiar numele LC, din inductoare și condensatoare. Pentru că în cazul acestui TPA 3116, la partea stereo se folosește varianta în punte, e nevoie de două inductoare și două condensatoare, deoarece filtrul trebuie legat față de masă. Practic avem un inductor, să fac zoom să vedeți mai bine. Acele inductoare, având aceeași valoare de 10 microhenry, se leagă în serie pe pinul out P, output P de la pozitiv și N de la negativ, iar apoi, în paralel, se leagă câte un condensator pe ramura pozitivă de 0,68 microfarazi, adică 680 nanofarazi, și pe ramura negativă, în paralel, un alt condensator de aceeași valoare, de 680 nanofarazi, 0,68 microfarazi. Se observă că acest filtru LC trece jos se folosește și pentru impedanță de 4 ohmi și pentru 8 ohmi. Sunt amplificatoare în clasă D unde e nevoie de alte valori a acelor componente, a acelor inductoare și condensatoare, în funcție de impedanța de pe ieșire. Însă, eu nu o să fac doar acest filtru, mai este încă unul, un moment că l-avem pe altă pagină, aici, unde avem schema tipică, se vede bine sau mai măresc? Hai să mai măresc nițel. Mai este încă un filtru, însă acesta este Snubber. Snubber, practic, mai pe scurt, chiar mă gândeam să fac un clip, deoarece l-am studiat mai în amănunt, el elimină acele impulsuri de foarte scurtă durată de tensiune, creat de tranzistoarele MOSFET de pe ieșirea amplificatorului în clasă D. De asta e recomandat a se pune și acest filtru EMI-CRC. CRC practic vine de la cele două condensatoare, de un nanofarad, și RC, R de la cele două rezistoare și C de la cele două condensatoare din zona asta. Și pe la urmă, pentru câteva componente, de ce să nu le pun, nu? Și cam acestea sunt filtrele pe care doresc să le realizez, practic, în momentele următoare. Am pregătit componentele pentru cele două filtre și cablajul decupat. Voi face filtrul doar pentru un singur canal, nu pentru ambele. Am desenat pe o foaie zonele ce trebuie decupate. Nu folosesc metoda cu culoră ferică și mai departe, ci aceasta mai rapidă. Nu am timp acum să fac totul cât mai estetic. Oricum, acest kit va fi folosit doar pentru niște teste. Hai să facem niște teste pentru a fi siguri că nu avem scurt între zonele respective. Dacă avem așa, nu e bine. De aici, aici, e bine. E bine. Urmează să găurim acest cablaj. Am notat unde vor fi date. Da, burghiu e un pic mai mare, dar nu am ce face pentru că nu mă ajută nici bormașina. Nu pot pune burghie mai mici. Gata, găurile au fost date. Să punem rezistoarele. Am pus unele de 2,2 ohmi, pentru că de 3,3 nu am. Ar trebui să fie cât de cât în regulă și așa. Să continuăm cu acele condensatoare de 10 nanofarazi, ceramice. Unul aici, celălalt în zona asta. Condensatoarele de 1 nanofarad, unul în zona asta, celălalt în zona asta. Dacă aici găurile sunt puțin mai lăbărțate. Condensatoarele din
poliester de 680 nanofarazi. Inductoarele. Conectorii bloc îi lăsăm la sfârșit. Să începem lipirea componentelor. Să tăiem terminalele în exces și apoi o să lipim acei conectori bloc. Să punem conectorii bloc, unul în zona asta, iar celălalt aici. Să curățăm cu alcool izopropilic. Hai să vă arăt lipiturile mai aproape. Nu trebuie să fie mare lucru, dar... Da. E un cablaj de test, pe la urmă, nu nicio problemă. Doar pentru niște experimente, doar pentru niște teste a fost făcut filtrul de față. Înainte de a măsura cu osciloscopul, să efectuăm un test pe muzică, să alimentăm kitul. Recomandarea mea ar fi să testați, cum fac eu în momentul de față, cu un difuzor la întâmplare, unul de care nu vă pasă. Pentru mine asta este o regulă. Să alimentăm la aproximativ 12V. Gata. Este alimentat. Introducem semnal audio. Bun. Să dăm play la muzică. Funcționează. Haideți să punem o boxă corespunzătoare. Da, e tot în regulă, funcționează fără probleme. Mai departe, să continuăm cu măsurarea răspunsului în frecvență acestui kit cu TPA-3116, bineînțeles în varianta în care am făcut filtrele respective așa cum scrie în datasheet, oarecum cu o mică diferență, însemnând că am pus rezistoare în filtrul snubber de 2,2 ohmi în loc de 3,3 ohmi. Din păcate nu am de 3,3. Vom începe cu 4 ohmi, am alimentat montajul la 12V, care per am reglat generatorul de semnal la 1 kHz, iar tensiunea exprimată în volți vârf la vârf, undeva aproximativ 6 volți. Da, lăsăm pe aici, 6 volți vârf la vârf. Doar ca reper, să scădem la 20 de Hz. 20. Observăm că există o atenuare de la 6V vârf la vârf la 5,6V vârf la vârf, dar asta și din cauza acelui filtru de pe intrarea montajului nostru. Nu o să modific acum acel filtru de pe intrare, ci într-un clip viitor. Să creștem frecvența. Începe să-și revină la peste 40 de Hz. Și la 60 își revine practic complet, de la 60 Hz în sus. Aici este liniar. Să vedem la peste 1 kHz. La peste 8 kHz, 8, 9, 10 kHz, începe să scadă, dar foarte puțin.
Da, e chiar în regulă. Pe impedanță de 4 ohmi, în cazul acesta. Da, atenuează pe înalte, dar nu mult, foarte puțin. Hai să vedem și pe 8 ohmi. Am reglat ca repertor la fel la 6V vârf la vârf, așa cum v-am obișnuit, să scădem la 20Hz, deși o să fie la fel ca în cazul anterior. Da, exact cam la fel, de tot aceeași atenuare mică pe frecvențe joase, asta se poate rezolva ușor. Aici liniar ca de obicei, peste 2 kHz. Să vedem ce se întâmplă cu impedanța de 8 ohmi. Ați observat că aici practic amplifică și a depășit un pic 6V vârf la vârf. Da, există o amplificare în cazul acesta pe 8 ohmi. Nu e foarte mult, dar este o mică amplificare și se observă ca de obicei, ca și în cazul altor kituri cu TPA 3116, că modifică sinusoida. Da. Da. Cam asta e. Răspunsul în frecvență pe 8 ohmi. În continuare să verificăm și cu semnal dreptunghiular la ieșirea acestui TPA 3116. Inițial mă gândeam să măsor puterea și apoi să verific semnal dreptunghiular, dar am zis să las la urmă măsurarea puterii, că nu știu cum reacționează kitul, mai ales că data trecută am avut probleme cu acele condensatoare de pe filtrarea alimentării. Să pornim generatorul de semnal. Atenție pe 4 ohmi. Da? La 1 kHz observ că este un semnal dreptunghiular destul de bun, nu-i rău, pe 4 ohmi. Consider că este în regulă. Există o mică oscilație, dar nu e mare, este în regulă. Hai să vedem și la frecvență mai mare, să spunem la 4 kHz. Da? Chiar nu-i rău. Se putea și mai rău. Să crește spre 10 kHz. Acolo ar trebui să arate mai rău la 10 kHz. Da? 10 kHz și este în regulă. E în regulă, ținând cont că este un amplificator în clasă D. Să vedem și pe 8 ohmi. Să scoatem un rezistor de 8 ohmi pentru a fi doar unul de 8 ohmi. Opa! Observăm o oscilație în cazul semnalului dreptunghiular pe impedanță de 8 ohmi. Da, se vede destul de clar. Și asta la 1 kHz. Să vedem la 4 kHz. Da? Spre 10 kHz. Se pare că se comportă mai bine pe impedanță de 4 ohmi. Din păcate pe 8 ohm nu prea îi place. Să punem pe 4 ohm, două rezistoare de câte 8 ohm în paralel. Da. La final, să măsurăm puterea acestui kit cu TPA 3116. Am alimentat la aproximativ 12V, să vă și arăt. Puțin mai mult, cam 12,1V. Da, 12,1. În cazul acesta nu o să pun radiator pe acel integrat, deoarece nu e nevoie. Ar fi nevoie pe termen lung, dar pe termen scurt pentru acest test chiar nu e. Bun, generatorul de semnal deja a fost pornit. Pe 4 ohmi sunt puse două rezistoare de câte 8 ohmi fiecare în paralel. Reglat la 1 kHz, creștem amplitudinea. A intrat în clipping, aproximativ 21V vârf la vârf. Să scoatem un rezistor de 8 ohmi, pentru a lăsa doar unul de 8 ohmi. Iar acum pe impedanță de 8 ohmi, creștem amplitudinea ca de obicei.
A intrat în clipping. Ai 22 de volți vârf la vârf. Aici nu frige, este în regulă. Chiar poți să ții mâna lejer pe ea. Asta înseamnă că eficiența este foarte bună. Am pus un mic radiator. Nu știu dacă ajută cu ceva, dar na, ăla care e. Ideea e că nu are loc din cauza acelor condensatoare ceramice pentru filtrarea alimentării de 12 sau 24 de volți. Până la urmă am ales să alimentez la tensiune maximă de 21 de volți, așa cum scrie în datasheet. Știu că pe AliExpress scrie între 12 și 24 de volți, dar parcă am mai mult încredere în ce scrie în datasheet. Hai să vă și demonstrez că am alimentat la 21 de volți. Aproximativ 21. Am montat două rezistoare de câte 8 ohm fiecare în paralel pentru impedanță de 4 ohm. Frecvența de 1 kHz, ca de obicei, creștem amplitudinea pe 4 ohm. În cazul acesta, radiatorul se va încălzi. Deja e cald. Hai să vedem unde intră în clipping. A intrat în clipping. 35 de volți vârf la vârf. Iar acum pe 8 ohm. Să verificăm. Să văd dacă radiatorul frige. Da, acum frige. A intrat în clipping cam pe aici. Să spunem 39 de volți vârf la vârf. Iar acum să tragem și concluziile. Dacă alimentăm kitul la 12 volți, pe 4 ohmi avem aproape de 14 W, iar pe 8 ohmi aproximativ 7,5 W. Și pentru că în datasheet ne spune pe prima pagină că în modul stereo să alimentăm la 21 de volți, am ales ca aceasta să fie tensiunea maximă. Nu am mai ales 24 de volți, așa cum ne spune anunțul de pe AliExpress. Deci, la 21 de volți, pe 4 ohmi avem aproximativ 38 de W, iar pe 8 ohmi aproape de 24 de W. Însă, la această tensiune, cu acel micuț radiator pe care l-ați văzut în timpul acelor teste, alimentând la o tensiune mai mare, cea de 21 de volți, se încălzește destul de mult. Și mi-a plăcut că pe 4 ohmi, răspunsul în frecvență e unul spre foarte bun. Acea mică atenuare la sub 40 Hz se poate rezolva schimbând condensatorii de pe intrare, dar acest lucru voi face într-un clip viitor. Iar semnalul dreptunghiular arată mult mai bine pe impedanță de 4 ohmi decât pe 8 ohmi. Se văd și comparațiile. Cam aici să termin acest clip, previn cum facem filtrele de pe ieșirea acestui kit de amplificare audio cu TPA-3116, așa cum ne este indicat în datasheet. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!